Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, și-au anunțat candidații la alegerile europarlamentare. Alianța s-a prezentat și drept singură alternativă la partidele deja existente. Ludovic Orban, Cătălin Drulă și Eugen Tomac și-au transmis și mesaje foarte critice către actuala putere. Un diavol care s-a prezentat ca fiind cu totul și cu totul altceva și a fărâmat coaliția de centru-dreapta ca să păstreze lucrurile așa cum erau înainte de alegeri. A readus PSD-ul la putere și astăzi Ciolacu ne sfidează de pe ecranele de televiziune. Nu am intrat în această alianță ca să ieșim pe locul 2, să ieșim pe locul 3 sau să fim noi mulțumiți că am obținut un scor. Am intrat în această alianță pentru a câștiga, nu pentru noi, nu pentru fiecare din cei care își doresc o funcție publică, a câștiga pentru fiecare român. După președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj și președintele USR, Cătălin Drulă. Am un mesaj pentru Ciolacu și Ciucă. S-a terminat. Pentru voi s-a terminat. Pentru noi astăzi începe, pentru România modernă pe care o vom construi, de aici începem. Vreau să transmit un mesaj care să se audă foarte clar antreprenorilor, liber profesioniștilor, micilor întreprinzători, fiecărui român care muncește în zona privată, celor care își fac treaba cu cinste în zona publică. Aveți un reprezentant. Alianța Dreapta Unită între USR, PMP și Forța Dreptei este reprezentantul vostru în aceste alegeri. Ieșiți la vot și îi putem opri. Dreapta Unită este astăzi alternativa, singura alternativă la corupția și risipa PSD-ului, fie că vorbim de PSD roșu sau de PSD galben. Ulterior, cuvântul a fost preluat de președintele PMP, Eugen Tomac. Acum sunt în alianța Dreapta Unită, asta e important. Dreapta Unită poate învinge la alegerile europarlamentare. Dreapta Unită poate obține un scor foarte bun la alegerile locale. Dreapta Unită este condamnată să ducă la Cotroceni un adevărat președinte de dreapta care să ne apere de hoți, de plagiatori și de Putin. Să fim uniți împotriva stângii care aduce sărăcie. Să fim uniți împotriva celor care umilesc mediul de afaceri. Să fim uniți împotriva celor care măresc taxe.